Every Woman Story documentează povești ale femeilor din diferite cercuri ale vieții. Vă prezentăm în premieră o serie de interviuri, conversații semnificative despre viață și provocările ei, despre zile obișnuite și despre zile cu minim, despre Dumnezeu și felul în care El răspunde la rugăciuni. Sunt Eliza Cosma și am privilegiul de a sta de vorbă cu persoane obișnuite, dar care au un Dumnezeu măreț. Vă invit să ascultați împreună cu mine, să adunăm lecții de viață și, de ce nu, să ne le însușim. Salut! Astăzi stau de vorbă cu Cristina Mugoașe. Cristina, bine ai venit! Mulțumesc, bine te-am găsit, Eliza! Mulțumesc de invitație! Cu drag! Pe Cristina am cunoscut-o la o întâlnire pentru mămici și mi-a rămas în minte blândețea și sinceritatea ei și felul autentic în care ne-am mărturisit că a căutat răspunsul cu privire la educația copiilor. Deci am cunoscut-o în primul rând ca mamă, dar ea este și psiholog și îi mulțumim că este astăzi aici cu noi să ne dea sfaturi din ambele puncte de vedere și din punctul de vedere al unei mame care știe prin ce trecem și din punct de vedere al unui psiholog. Și mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc, Eliza. Mă simt un pic așa flatată, nu cred că este cel mai bun cuvânt în a da sfaturi. Până la urmă sunt și eu o mamă exact ca și voi și pot să mărturisesc cu umilință că din momentul în care am devenit mamă mi-am dat seama de multe, multe, multe lipsuri pe care le aveam și de lucruri pe care nu le știam despre mine, propriu zis. Așa că nu știu dacă sunt neapărat sfaturi, ci mai degrabă cred că împărtășirea experienței mele personale exact ca experiența pe care fiecare dintre noi și dintre cei care ne ascultă o au. Așa e, și asta uneori ajută mai mult decât un sfat, așa că... Da, așa este. Învățăm, fiecare avem de învățat din experiența celor din jurul nostru și din propria experiență. Și chiar mi-a plăcut ce ai zis, că m-am surprins și eu, în primul rând după căsătorie, văzând lucruri în mine pe care nu le-am văzut și nu, lucruri de care nu m-aș fi crezut în stare să exact. Sau poate să le zic. Și apoi când au apărut copii, toate astea la un nivel mult mai mare. Da. Da. Cristina, ai vrea totuși să te prezinți tu pentru ascultătoarele noastre. Cine este Cristina astăzi? Da. Păi, în principal, astăzi sunt soție și mamă. Sunt soția lui Alin Emanuel și mama Emei Ruhama, Anei Serac și a Ivei Gabriela. Și, așa cum ai spus și tu, sunt psiholog de profesie. Mai precis, sunt psiholog clinician și psihoterapeut cu specializare în terapii cognitiv-comportamentale. Asta ar fi pe scurt. Mulțumim, Cristina. Vrei să ne spui ceva despre copilăria ta, despre familia în care ai crescut și cum a fost Cristina? M-am născut și am copilărit în județul Argeș, într-o localitate în apropiere de Pitești, într-o zonă foarte frumoasă, de deal, care mie îmi place tare mult. De altfel, și zona în care sperăm să putem să ne mutăm noi ca familie, acum cât de curând sperăm. M-am născut într-o familie creștină, am fost primul copil al părinților mei. Au mai urmat mulți alții, am 9 surori și 6 frați și mulți nepoți de acum. Mi-a fost tare dragă și mie este familia în care am crescut și nu știu cum ar fi fost să fiu într-o familie, într-o altfel de familie, într-o familie mai mică sau, nu știu, într-o familie cu mai multe posibilități sau, eu știu, altfel. Cred că am fost exact în locul în care Dumnezeu a vrut să fiu și sunt mulțumitoare pentru asta. Am crescut la țară. Apropo, am fost în oraș, într-un oraș micuț, până la vârstă preșcolară, după care am crescut la țară. Și doar în gimnaziu, în a doua parte a gimnaziului, am fost din nou mutată într-o școală la oraș și apoi am făcut liceul la oraș. Mulțumim pentru descrierea familiei tale. Deci te-ai născut într-o familie numeroasă și ai și ajuns la concluzia că așa a vrut Dumnezeu pentru tine și exact. Că ai fost locul potrivit pentru tine în care să te dezvolți și să ajungi cine ești astăzi. Exact. Și cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Aș putea să spun că l-am cunoscut pe Dumnezeu progresiv. M-am născut într-o familie creștină. Am început să cunosc despre el în familia părinților mei de mic copil. Am mers la biserică de când mă știu. Și așa am ajuns în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu și am ajuns să îndrăgesc Cuvântul lui Dumnezeu. Abia am așteptat să știu să citesc, ca să pot să-l citesc singură pentru mine. De altfel, am și deprins cititul pe Biblia străbunicii mele. Ea nu avea multă școală, cred că
avea doar vreo 3 clase, citea cu dificultate și nici nu exersase scrisul prea mult. Era greu să citească, mai ales în timpul bătrâneții, când nici nu mai vedea bine. Așa că mă ruga pe mine, fiind cea mai mare nepoata ei și locuind în aceeași curte cu strănepoata ei și locuind în aceeași curte cu ea, să-i citesc. Îi perceam destul de mult timp prin curte, în preajma ei, așa că mă ruga să-i citesc. Și mi-amintesc și acum cum silabiseam pe Biblia ei, iar ea se frustra la un moment dat că îmi lua prea mult timp să citesc anumite cuvinte, mai ales cuvinte cu care nu eram obișnuită, pe care nu le citisem de prea multe ori, și ea intuia cuvântul, îmi spunea ea ce scrie acolo și mă mustra că citesc prea prost. Dar eu eram doar chiar la început și așa am învățat să citesc, practic. Apoi ce mai amintesc din nou din copilărie este faptul că m-au marcat foarte mult povestirile legate de nașterea, viața, moartea și învierea Domnului Iisus, ca și despre revenirea Lui, mai ales despre revenirea Lui. Părinții noștri vorbeau atât de des și cu atât de multă siguranță despre iminenta Lui revenire, încât nu mă așteptam ca eu să am timp să ajung pe pământul acesta adult, nici atâta să am propria mea familie sau să ajung în ziua de astăzi. Mă așteptam ca Domnul Iisus să revină în orice moment și cumva îmi era teamă de revenirea Lui, pentru că de câte ori păcătuiam, conștiința mea și cugetul meu mă mustrau și știam că nu-i bine și că sunt vinovată înaintea Lui Dumnezeu. Și mi-era foarte teamă ca nu cumva Domnul Iisus să vină și eu să nu fiu gata și să fiu lăsată pe pământ. Mi-amintesc că de multe ori, când nu-i găseam pe părinții mei, primul gând care îmi venea în minte era: nu cumva a venit Domnul Iisus și eu am rămas singură și ei au plecat fără mine. Teama asta cumva m-a urmărit până când am ajuns să-L cunosc personal pe Domnul Iisus. N-aș putea să-ți spun exact care a fost momentul nașterii mele din nou, dar bănuiesc că undeva în timpul primei copilării. Ce știu sigur e că spre sfârșitul gimnaziului am început să citesc sistematic cuvântul pentru mine. Și cred că aveam în jur de 16 ani când am trăit realitatea Harului Lui Dumnezeu în viața mea și viața mea a fost schimbată. Nu numai că am fost eliberată de frică, de frica aceasta care vine din cauza păcatului, ci în același timp am primit putere și biruință în viața de zi cu zi. Puteam să lucrez fără să mă plâng în casă și să fac lucrurile care mi se cereau să le fac sau să acopăr nevoile pe care eu singură le vedeam. Puteam să cer ajutorul și să nu mă îmbufnez dacă nu îl primeam, așa cum mi se întâmpla înainte. Și am început să văd în oportunitățile, în lucrurile pe care le aveam de făcut practic, mai degrabă oportunități de slujire și de câștigarea unei răsplătiri. Și nu atât o corvoadă, așa cum mi se întâmpla de cele mai multe ori înainte. Da, câteodată mi-e dor de perioada asta și de dragostea din tâi. Dumnezeu devenise practic Dumnezeul meu, cel mai de preț prieten și cel mai apropiat, confident. Lui încredințam toate gândurile, toate dorințele mele, cu El împărtășeam cele mai mici și mai neînsemnate întâmplări ale zilei, să spun așa, dezamăgirile mele sau lucrurile care la care înainte reacționam într-o manieră, nu știu, firească, să spun. În același timp, Dumnezeu era și cel mai măreț și mai demn de respect și de reverență, împărat. Eram conștientă de măreția și de suveranitatea Lui, cu toate că aveam relația asta așa de apropiată cu El. Da, Lui am cedat cu bucurie conducerea vieții mele, mi-am încredințat viața în mâna Lui și am încetat să-mi fac orice fel de planuri. Atunci, ca și acum, singura mea dorință era să rămân în voia Lui pentru mine. Atât. Citeam avid cuvântul, cu pixul în mână, notam gândurile, cugetările, întrebările, pentru că nu înțelegeam tot ce citeam. Îmi notam lucrurile legate de ceea ce citeam și până la sfârșitul liceului cred că am citit de câteva ori Biblia. Eram foarte absorbită de cuvânt și cred că asta a fost și maniera în care am putut să cresc și să-L cunosc pe Dumnezeu tot mai mult. Și astăzi Dumnezeul meu este același pentru mine și cuvântul Lui scris a fost, a rămas și sunt sigură că așa va fi și mai departe. O candelă și o lumină pe cărarea mea, cum spune psalmistul. Ce moștenire frumoasă ai avut, începând de la străbunica ta, căreia îi citeai, chiar dacă te mai îndojenea că nu citești, și pe care ai învățat să citești, și apoi de la părinții tăi, și ai rămas cu o dragoste pentru Cuvântul Lui Dumnezeu, așa cum spui. Da. Și e maniera în care l-am cunoscut pe Dumnezeu și în care îl cunosc
tot mai mult pe Dumnezeu. E felul în care Dumnezeu mi-a vorbit de cele mai multe ori, chiar în circunstanțe foarte specifice ale vieții mele. Și cred că am experimentat ceea ce scrie în cuvânt, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cred că ceea ce strângem în inima noastră, în mod deliberat, este ceea ce Duhul lui Dumnezeu folosește în anumite circunstanțe din viața noastră pentru ca să ne dea lumină și să ne călăuzească. Nu știm cum și când. Asta este lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face. Așa este, ai punctat foarte bine și aspectul ăsta și, într-adevăr, cuvântul lui rămâne viu și pătrunzător și astăzi și citim și ne convinge de păcat, ne arată acolo unde greșim, ne încurajează, ne vindecă. Ne crește, ne mângâie, ne dă lumină în viața de zi cu zi. Acum că am atins și acest aspect al relației cu Dumnezeu, de obicei următoarea întrebare e referitoare la soțul tău. Cum l-ai cunoscut pe soțul tău? Cum s-a înfiripat povestea dintre voi și cum ți-ai dat seama că el este alesul? Cred că sunt, poate, printre ascultătoarele noastre, persoane care sunt chiar în perioada aia, în care sunt curtate sau încă nu, dar nu ar ști după ce se ghideze. Pentru tine cum a fost și care au fost principiile după care te-ai ghidat? O să spun pe scurt povestea noastră. Pentru noi este o poveste specială și tind să cred că și poate fi o poveste specială și pentru alții din jurul nostru, în mod special pentru fetele care nu sunt căsătorite și pentru băieții care nu sunt căsătoriți. Pentru că, eu m-am căsătorit la 30 de ani, soțul meu avea 29 de ani în momentul în care s-a căsătorit cu mine. Până la vârsta aceea, nici eu și nici el nu am avut niciodată un prieten sau o prietenă, lucru care nu este așa de obișnuit în ziua de astăzi. El a fost pentru mine primul bărbat care m-a ținut de mână, care m-a sărutat, care s-a apropiat de mine în orice fel emoțional sau fizic. La fel am fost și eu pentru el și chiar și pentru mine a fost cumva surprinzător lucrul ăsta, în sensul că nu mă așteptam ca Dumnezeu să fie atât de credincios. Adică, cred că așa cum ni se întâmplă tuturor, fetelor li se cere mai degrabă să fie cuminți, între ghilimele, în sensul că mai degrabă unei fete, de la o fată există așteptarea aceasta să se poarte într-un anume fel. Cu băieții, societatea în general, ca și societatea creștină, e mai permisiv. Cu băieților li se mai permite, mai ales gândindu-te la un bărbat de 30 de ani imediat, care deja are o experiență de viață în spate și de cele mai multe ori deja a trecut printr-o serie de experiențe. Pe mulți dintre ei Dumnezeu i-a salvat din situații foarte dezastruoase și le-a transformat viețile. Așa încât nu m-am așteptat ca Dumnezeu să-mi dea un soț care nu a fost implicat în niciun fel de experiență amoroasă, ca să spun așa, și care să-L iubească și să fie așa de apropiat de Dumnezeu. Acum cum ne-am cunoscut, ne-am cunoscut într-un mod foarte providențial, aș putea să spun. Ne-am cunoscut într-o tabără în care nici eu, nici el nu trebuia să mergem, în sensul că nu plănuisem să mergem. Eu lucram pe vremea respectivă și nu aveam concediu în perioada taberei. Aș fi prins doar ultimele 2-3 zile și nu-mi doream în mod special să merg. El și-ar fi dorit să meargă, însă nu avea bani puși deoparte pentru tabăra respectivă, așa că a ieșit din calcul și la el. Însă fratele, era o tabără creștină și fratele care organiza tabăra respectivă mă cunoștea și pe mine și pe soțul meu din contexte diferite, niciodată nu se gândise la noi împreună. Și el a insistat foarte mult ca eu să merg în tabăra respectivă. M-a sunat de dinainte de tabără, eu m-am scuzat și am spus, știți, eu lucrez, nu am cum să-mi iau concediu mai repede, n-aș putea să vin oricum decât pe finalul taberei, așa că nu știu dacă este fezabil anul ăsta, poate la anul, poate cu altă ocazie. El a insistat foarte mult să merg și mi-a spus, uite, chiar dacă vin numai pentru 2-3 zile, m-aș bucura tare, tare mult să vii și dacă nu ai altceva de făcut și vrei și Dumnezeu îți spune pe inimă, te rog să vii. Voia să vorbesc într-una din seri, să le spun ceva tinerilor care erau în tabără și i-am spus, bine, o să ne auzim când eu iau concediu, i-am spus când o să vin în concediu și o să vin în zonă și el mi-a spus, sigur, o să te sun. Da, nu am mai ținut legătura cu el, dar fix în ziua în care am luat concediu, am primit telefonul lui și mi-a spus, știi, am vorbit cu tine și mi-ai promis că dacă nu ai altceva planificat, o să vii. Și am spus, ok,
Înseamnă că Dumnezeu vrea să merg, probabil, dacă se întâmplă lucrul ăsta. Și așa am ajuns în tabără, bine pus în masă, m-am dus pentru cele 3 zile, cred că am stat. De cealaltă parte, Alin, spuneam că nici el nu plănuia să meargă în tabără, același frate l-a sunat și pe el, l-a întrebat, i-a venit pur și simplu în minte, l-a întrebat ce mai face și a spus, uite, știi că este tabără, mi-ar plăcea așa de mult să vii și tu, oricum nu mai este mult din tabără, măcar câteva zile, e frumos, este așa o atmosferă deosebită, mi-ar plăcea să ajungi și tu în tabără. Și mi-a spus, Alin știa că nu are bani să ajungă nici pentru drum și nici ca să-și acopere tabăra și i-a spus... Bine, mulțumesc frumos pentru invitație și mie mi-ar plăcea să ajung. Dacă Domnul o să vrea, o să ajung. Și atâta. Apoi a mers la el în cameră și s-a rugat. Și a spus așa Domnului, Doamne, știi că nu am bani să mă duc în tabără? Știi că mi-ar plăcea să mă duc? Dacă este voia ta, te rog să rezolvi tu problema asta. Și nici măcar nu-și terminase bine rugăciunea, că sora lui l-a strigat și l-a chemat în camera de zi. Îl căuta unul dintre unchii lui. S-a dus să vorbească cu unchiul lui și așa, fără ca unchiul lui să știe absolut nimic, de fapt venise cu un singur scop și oricum era pe fugă, i-a pus în mână niște bani și i-a spus, uite, ia și tu banii ăștia, am înțeles că, am auzit că este tabără zilele astea, poate te duci și tu o zi, două în tabără. El a rămas și după aceea a plecat, el a rămas mască, a luat banii, erau fix banii care i-ar fi acoperit drumul și zilele de tabără și așa a ajuns în tabără. Fix în ziua în care seara eu am vorbit, am avut un mic discurs acolo și așa ne-am cunoscut, mă rog, între ghilimele ne-am cunoscut că el m-a văzut pe mine și m-a auzit vorbind și în timp ce vorbeam, mai târziu mi-a mărturisit că a avut așa un gând trecător, ceva de genul, uite, așa mi-aș dori să fie și soția mea. S-a scuturat repede de gândul ăsta pentru că el își încredințase lui Dumnezeu problema aceasta a relațiilor și spusese lui Dumnezeu, Doamne, dacă vreodată voi avea o soție, vreau să o am din mâna ta și eu nu o să mai fac nimic în privința asta, este problema ta. Nu știu cum o să rezolv, dacă vrei să-mi dai o soție, o să găsești un fel să-mi dea mi-o dea. Și el spune că era într-o perioadă de adormire, o numește el, pentru că pur și simplu nu era interesat de a dezvolta o relație cu cineva, deși tot era bătut la cap, la fel ca și mine de altfel, de cei din jur, dar totuși ai o vârstă, dar totuși nu poți să stai cu mâinile în sân, găsești și tu pe cineva, etică. În fine, după tabăra respectivă, noi n-am discutat, n-am schimbat niciun cuvânt în tabăra respectivă, dar în ultima zi de tabără, în timp ce eram în curte, ne pregăteam de plecare, cu noi în tabără era și un băiețel de vreo 9-10 ani, era fratele cuiva, venise cu cineva în tabără, cu o soră sau cu un frate de-al lui mai mare, nu știu, că tabără era de tineri, era excepția copilul ăsta, care era în tabără, un copilaș tare simpatic și foarte popular, ușor sociabil, vorbea cu toată lumea, se băga în seamă cu toată lumea, îi cunoștea, nu-i cunoștea, n-avea nicio treabă. Eram în curte, în ultima zi de tabără, cu aparatul de fotografiat în mână și copilașul ăsta vine la mine și îmi zice, te rog, te rog, nu vrei să-mi faci și mie o poză cu cineva? Și eu zic, bă, da, îți fac, cu cine să-ți fac? Și el zice, așteaptă puțin, te rog, așteaptă puțin că vin înapoi repede. Și pleacă și se întoarce de mână cu Alin. Eu nu-l remarcasem, nu-l văzusem în tabără, habar n-aveam cine era. Și zice, uite, cu el, te rog, îmi faci și mie o poză. Și eu zic, da, sigur că-ți fac. Îi fac o fotografie, Alin și el zâmbea fustecit. Eu am presupus că ei doi sunt prieteni. Ulterior am aflat că, de fapt, nu vorbise absolut deloc nici ei și că nu știe de ce a venit la el și să facă poză cu el, dar dacă l-a rugat, el a venit să facă poză împreună cu copilul. No, bun, după aceea, în fine, copilul s-a pierdut printre ceilalți din curtea taberei, am plecat acasă, fiecare ne-a văzut de ale noastre, eu cu Alin n-am avut nicio treabă, nici măcar nu știam cum îl cheamă. Peste vreun an, tot în tabăra respectivă, am cunoscut o fată cu care m-am împrietenit și cu care am păstrat legătura. Și peste vreun an ea mă sună și îmi spune, uite, o să ajung în Cluj weekendul viitor și mi-ar plăcea să ne vedem dacă tot vin în Cluj, ea locuia în București. Și zic, wow, ce fain, dar cum de se întâmplă să ajungi în Cluj? Și zice, păi uite, o să avem niște concerte cu corul în care cânt și eu și vom cânta și în Cluj la câteva biserici și așa o să ajung, ne-a putea vedea cândva în timpul dintre concerte, eventual duminică. Și zic, e perfect, în timpul dintre biserici ne putem întâlni, bem o cafea, povestim, m-am bucurat că vine. Și asta s-a și întâmplat, ei au venit în weekend, au cântat practic în 3 biserici, sâmbătă seara am fost și eu la concertul lor, duminică cântau în alte 2 biserici. M-am întâlnit cu ea în timpul dintre biserici, iar eu am mers dimineața la biserică la noi și mă pregăteam seara să merg din nou la biserică la noi, nu în biserica în care ei cântau.
Doar că eu nu știam cum să ajungă la biserica unde avea concert, fix la Betel, în Mănăștur. Și m-am oferit să merg cu ea, să-i spun, ok, uite, merg cu tine, te duc până în fața bisericii și apoi eu o să mă întorc, că deja am fost la concert și o să merg la biserica la noi. Și am zis, da, ok, super, mai povestim pe drum, ne ducem. Doar că am prins așa o aglomerație, cum nu mi s-a întâmplat, cred că niciodată să prind duminica în Cluj. Am mers bară la bară, din centru până în Mănăștur. Am ajuns la biserică cu întârziere, coriștii deja se schimbaseră în hainele de cor și se pregăteau să-și facă încălzirea de dinainte de concert. Prietena mea era stresată că trebuia să meargă repede să se schimbe și ea, să se alăture lor. Mi-am dat seama că nu mai ajung că nu mai am timp să ajung în cealaltă parte a orașului, la cât de aglomerat era orașul, la biserică la noi, și am zis, ok, o să rămân și eu la biserică aici, că oricum n-are rost să mai duc până în cealaltă parte a orașului. Și m-am hotărât să intru cu ea. În momentul în care intram în curte, nici nu intrasem bine în curte, era destul de aglomerat. Vine spre mine Alin, așa, ață, direct, și mă salută și îmi zice, bună, Alina, ce mai faci? Eu mă uit la el și, nu știu, cred că nu i-am spus nimic inițial, dar probabil că fața mea spunea totul, că și el s-a făstăcit și după aceea am aflat că în momentul ăla și-a dat seama că era foarte ciudat, situația era foarte ciudată și a încercat să o dreagă și să-mi spună, știi, sunt Alin, ne-am întâlnit în tabără. Eu îi spun, ok, încercam să-mi dau seama cine este. Nici de cum nu spunea absolut nimic fața lui, nici numele, nici nimic, și normal că nu vorbisem niciodată cu el. Și m-am simțit și eu foarte prost, și el s-a simțit foarte prost, el și-a dat seama că nu aveam de unde să-l cunosc. Eu m-am simțit prost, mi-am zis, băi, sigur, eu am vorbit cu omul ăsta, știe cum mă cunoaște, mă știe pe nume, chiar așa, să nu-mi aduc aminte nimic, tabula rasa. În fine, el s-a scuzat repede și ca să iasă din situație, s-a scuzat și a plecat. Eu am intrat în biserică, Ani, prietena mea, s-a uitat, a văzut și a toată scena, s-a uitat peste umăr și a bufnit-o râsul de scenă, că nu știa ce să înțeleagă, ori eu nu-l cunosc, ori el s-a băgat în seamă din senin. În fine, a fost o situație foarte ciudată, ei au avut concertul, am plecat de acolo, eu mi-am stors memoria o grămadă și m-am gândit, măi, nu se poate așa ceva, înțeleg că nu știu numele persoanei, dar sigur am vorbit cu omul ăsta, că altfel nu venea să mă salute așa din senin. Și să nu mi-aduc aminte nimic. Ok, după multe săpături prin memorie, am lăsat-o așa, am zis, ok, asta este ciudat, chiar nu mi-aduc aminte, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Este vreo câteva săptămâni, cred că, am primit o cerere de prietenie pe Facebook, de obicei nu accept orice cerere de prietenie, primesc, mă uit un pic la profil, să văd cine e persoana respectivă, cam ce vrea de la mine. M-am uitat și la profil, era el, dar eu nu știam, m-am uitat la profilul lui, m-am uitat la fotografie, nu-l cunoșteam. Am zis, nu știu cine este, așa că nu i-am dat accept. Am lăsat acolo lucrurile. După mai multă vreme, după vreo 3 luni, cred, mă uitam pe pozele din tabără. Tabăra care fusese cu un an și jumătate înainte, mai mult. Îmi făceam ordine printre fotografii și am găsit fotografia cu pricina. Și când am găsit-o, imediat am avut un declic și m-am gândit, băi, s-ar putea să fie băiatul ăla la care nu i-am dat accept. M-am dus repede, am deschis Facebook-ul, am comparat fotografiile. Părea să fie el, dar nu eram 100% sigură. Și atunci m-am gândit, las că îi dau accept, îi trimit fotografia și nu-i zic nimic. Dacă este el, sigur o să se recunoască. Dacă nu este el, probabil că o să mă întrebe ce-i cu fotografia asta și o să-i spun că, scuze, sau ceva de genul. Și așa am făcut. I-am trimis fotografia, el a văzut-o și mi-a zis ceva de genul, a, te-ai prins de unde ne cunoaștem, sau ceva de genul. Și am zis, aha. Gata. Și atunci am făcut legătura imediat cu incidentul din curte de la Betel Mănăștur. În fine, ne-am amuzat un pic de situație și eu mi-am cerut scuze, am spus că, măi, eu nu, habar n-aveam, chiar nu știam cine ești, mi-a spus, eu trebuie să-mi cer scuze, că nu știu ce a fost în capul meu, am venit să te salut așa din senin. Și gata, asta a fost toată conversația, n-am mai vorbit încă un an, cred. După care, într-o seară, deschizându-mi, eu eram pe undeva prin Belgia la ceva cunoștințe de-a mea și deschizându-mi eu Facebook-ul, îl văd pe Alin că își pusese pe profilul lui o melodie, cânta cu chitara și își pusese o melodie pe care o cântase el, o înregistrare pe care o avea. De altfel foarte frumoasă, dar el avea o față foarte inexpresivă și, cum să zic, contrastantă cu melodia. Și mă trezesc eu să-i scriu pe Facebook și să-i zic, sună foarte ok ceea ce cânți. Da, data viitoare cântă și tu, se vadă și pe fața ta ceea ce cânți. Și el zice, a, da, mersi, eram foarte obosit și de asta s-a văzut așa. După aia, la ceva vreme și-a șters înregistrarea respectivă și m-a simțit din nou foarte prost și am zis, băi, ce m-a apucat să mă bag în seamă cu omul și să-i spun, poate nici n-a înțeles ce, poate s-a simțit jignit sau eu știu,
n-a înțeles ce am vrut să-i transmit. Și în fine mi-am cerut scuze și am zis, măi, eu nu ți-am zis ca să-ți ștergi înregistrarea asta, pur și simplu a fost o sugestie. Și în fine, pornind de la înregistrarea respectivă, noi am început să mai schimbăm câteva cuvinte, câteva expresii. Și așa am aflat eu că el, am aflat despre preocuparea lui pentru cuvântul lui Dumnezeu. Am vorbit în seara aia, cred că vreo 3 ore, deși nu vorbise niciodată până atunci, din cuvânt am aflat că el memora epistola către Romani și asta m-a impresionat pe mine foarte mult. Așa o epistolă grea. Și tocmai de asta, pentru că este o epistolă grea, mi-am propus să o memorez pe toată și să cuget la ceea ce memorez ca să înțeleg mai bine și în același timp să studiez epistola. Ok, ca să scurtez povestea, pe mine m-a impresionat foarte mult preocuparea lui pentru cuvânt și faptul că memora epistola și fără să-i zic lui nimic. M-am hotărât în seara aia, din seara aia, să învăț și eu. A fost ceva de genul, măi, dacă băiatul ăsta poate să învețe, sigur și eu pot, că doar n-are 5 capete. Și m-am apucat să memorez și eu în paralel Romani. Începând din seara aia, am mai vorbit cu el mult mai des decât o făceam înainte, dat fiindcă până atunci nu vorbisem. Vorbeam tot timpul din cuvânt, diverse lucruri legate de cuvânt. Eu practic n-am știut nimic despre el, despre familia lui, despre, ce știu eu, despre pregătirea lui, dacă despre școala pe care a făcut-o sau n-am discutat niciodată detalii personale despre noi. Foarte puțin el a văzut pe profilul meu de Facebook că lucram în universitate și am vorbit puțin despre asta, m-a întrebat cum este. În rest, vorbeam constant din cuvânt. La un moment dat și eu și el ne-am dat seama că e posibil ca Dumnezeu să ne conducă într-o anumită direcție, relația noastră, însă niciunul n-am pomenit nimic și am început să ne rugăm fiecare separat pentru lucrul ăsta. La un moment dat eu m-am rugat, ceream să înțeleg din partea lui Dumnezeu ce este cu relația asta și am cerut un semn, nu l-am primit, semnul pe care l-am cerut eu, însă am primit răspuns la întrebarea pe care o aveam și pe care o aduceam înaintea lui Dumnezeu de mai mult timp, într-o formă în care nu m-am așteptat. Alin mi-a scris o scrisoare, un e-mail, dar care era fix ca o scrisoare în care îmi spunea că, fix despre întrebarea asta pe care o aveam în minte, îmi spunea, uite, nu știu în ce direcție ne duce Dumnezeu în relația aceasta pe care o creștem între noi, dar mi-aș dori, dacă vrei și tu, să ne rugăm împreună ca să se facă voia lui, fiindcă indiferent de direcția în care mergem, din punctul meu de vedere, este un principiu foarte important și de bază al unei familii. Lucrurile trebuie făcute împreună. Și de asta m-am gândit să te rog și pe tine, să te rogi împreună cu mine, să primim lumină din partea lui Dumnezeu. Așa a crescut relația noastră, din aproape în aproape. Am știut și eu și el din cuvântul lui Dumnezeu că el va fi soțul meu și eu voi fi soția lui. Eu n-am spus nimic, nu i-am spus lui nimic, pentru că m-am hotărât ca lucrurile să le facă Dumnezeu și chiar m-am depărtat, să spun, emoțional de el și îl țineam la distanță intenționat. El era foarte derutat de chestia asta, pentru că înțelesese din partea lui Dumnezeu că e ok să se apropie de mine, iar eu făceam fix opusul a ceea ce se aștepta el. Da, făceam asta deliberat și am spus, Doamne, dacă este el, știi că nu vreau să mă împotrivesc, dar nu vreau nici să îi dau apă la moară și să nu mai știu la un moment dat dacă suntem noi sau ești tu. Așa că, nu știu, găsește o modalitate prin care să ne aducem împreună fără ca noi să facem ceva. Ceva cam imposibil, am cerut lui Dumnezeu, dar Dumnezeu asta a făcut. Fiindcă, practic, și pe el și pe mine ne-a convins separat de faptul că eram unul pentru celălalt și a pus așa presiune. Eu așteptam ca Alin să spună ceva. Eu știam deja că el este, dar miram de ce nu zice nimic. El se temea foarte mult să-mi spună ceva, fiindcă eu îl țineam la distanță și se gândea, dacă eu îi zic ceva, poate o să zic că, poate nu o să mai vorbească cu mine, poate o să zic că și tu ești la fel ca toți ceilalți. Și se temea de chestia asta pentru că nu știa ce să facă în continuare. Dacă eu aș fi rupt relația de prietenie cu el, el nu știa cum să o renoade și atunci prefera să nu zică nimic. Dar până la urmă, presiunea a fost așa foarte, foarte mare asupra lui și la fel, s-a hotărât să-mi scrie. Și mi-a spus despre ce a descoperit lui Dumnezeu, mi-a spus în scris și în momentul în care a făcut-o și eu știam deja și am spus și eu știu de mai multă vreme, eu îi scrisesem de mai multă vreme lui, dar nu-i trimisesem niciodată ceea ce am scris și în momentul în care el mi-a trimis, nu i-am spus nimic decât i-am trimis ceea ce am scris cu câteva luni înainte, îi scrisesem eu și era datat, că era într-un format electronic
Și a fost așa, a fost o uimire foarte mare, că el, reacția lui a fost și n-ai zis nimic, și eu la fel și tu n-ai zis nimic, și de aici lucrurile s-au mișcat foarte repede, fiindcă practic noi ne-am văzut a treia oară în viața noastră, în momentul în care el a venit la părinții mei să mă ceară de soție. Asta se întâmpla în septembrie și în ianuarie deja ne-am căsătorit. Deci lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Aș vrea să am cam dat cam multe amănunte, dar aș vrea ca mărturia asta să fie o încurajare pentru, în mod special pentru cei care nu sunt căsătoriți. Nu, în niciun caz nu vreau să spun faceți ca noi. Vreau să spun doar că Dumnezeu are maniera lui personală și unică de a duce împreună doi oameni și că ești în siguranță să te lași în mâna lui Dumnezeu. El știe ce face și chiar se întâmplă lucruri, să spun, supranaturale. Relația noastră, să spun așa, e un șir lung de coincidențe la prima vedere. Noi suntem conștienți că niciuna n-a fost coincidență, ci a fost grija providențială a lui Dumnezeu în fiecare amănunt. Cam asta-i. Eu îți mulțumesc că ai dat așa de multe amănunte și așa o poveste frumoasă de dragoste la distanță, practic. Până când exact. Și fără să fie hrănită de, cum se spune, de sentimentele noastre. Nu înseamnă că în momentul în care ne-am hotărât să ne căsătorim și am primit binecuvântarea părinților noștri, nu au existat sentimente dimpotrivă. Eu cred că a fost cu atât mai frumos. Bine, sentimentele s-au dezvoltat pe parcurs chiar înainte ca noi să vorbim despre ele. Dumnezeu le-a făcut să crească în noi și să meargă în direcția aceasta formării familiei noastre. Cred că imaginea care mi s-a creat în minte din ce tu povesteai este că Dumnezeu are grijă de fiecare dintre noi, de inima fiecăruia dintre noi și, cum ai spus și tu, că nu credeai că Dumnezeu o să-ți pregătească pe cineva atât de potrivit și uite că Dumnezeu te-a surprins și mă bucur și eu că ai împărtășit povestea asta pentru că sunt convinsă că sunt fete acum care așteaptă și chiar și băieți care nu știu ce să facă și Dumnezeu este credincios și așa cum ai punctat foarte bine că fiecare poveste de dragoste este unică, nu ne putem aștepta să exact. Se la fel pentru fiecare, dar este o încurajare că Dumnezeu ne vede, ne ascultă și așa e, suntem în siguranță când ne lăsăm în mâna Lui, inclusiv povestea de dragoste sau mai ales exact. Povestea de dragoste. Exact, și Dumnezeu este interesat și planifică fiecare amănunt, tot ceea ce avem de făcut este să ne lăsăm în mâna Lui și să aducem înaintea Lui fiecare sentiment, fiecare grijă, fiecare gând. Suntem în siguranță în mâna Lui. Așa, ce reasigurare frumoasă. Da. Mai voiam să te întreb, cum ai ajuns să alegi meseria de psiholog și cum crezi că se împletește asta cu viața de creștin, viața de credincios? Nu știu să spun cum am ajuns să aleg meseria de psiholog. Știu că eram în clasa a șaptea când citeam Pregătirea pentru adolescență a lui James Dobson. Nu știam ce e la psiholog. Nici nu auzisem, nici nu era prea popular specializarea asta, prea populară în rândul românilor și cu atât mai puțin al creștinilor. Am aflat despre James Dobson că el este psiholog și mi-a plăcut foarte mult. Ulterior am citit tot ce-mi pica în mână de scris de el. Nu avem foarte multe cărți, atunci am citit Viața pe marginea prăpastiei și am citit cărțile de familie pe care le scria el, Căsătoria, împlinire sau frustrare. Nu știu ce mai bine, nu mai bine minte acum nimic, dar în fine, citeam lucruri care îmi depășeau cu mult vârsta, dar care mă fascinau. Și atunci am spus, eu vreau să fiu psiholog. Părinții mei, care niciunul dintre ei nu au o educație superioară și nici ei nu știau cu ce se mănâncă, m-au susținut. În schimb, celelalte rude ale mele, mai ales când s-a pus problema să mă înscriu la o facultate, au spus, vai, ce psiholog, ești creștină, nu? Asta este incompatibil cu credința. Du-te, fă și tu litere, fă și tu drept, fă ceva din care să-ți câștigi pâinea. Ce o să faci ca psiholog? Însă am mers mai departe, fiind încă, nu știu, având o siguranță interioară, că este drumul pe care trebuie să merg. Cum se împletește cu credința? Cred că convingerea mea personală este că așa cum Dumnezeu a pus înțelepciune în oameni și i-a dat pe unii să fie medici, pe alții să fie avocați, pe alții să fie brutari sau profesori sau eu știu ce altceva și se folosește prin oamenii ăștia pentru a ne suplini nevoile noastre, la fel se folosește și de psihologi. Eu văd o profesie ca pe oricare alta, o profesie care slujește nevoile sufletului. Și aici e foarte important de subliniat faptul că eu ca și psiholog, ca profesionist în sănătate mentală, nu
mă ocup de problema spirituală, de problema Duhului omului. Acolo este exclusiv lucrarea lui Dumnezeu. Din postura mea de profesionist, mă ocup în mod special de mintea și de emoțiile omului. Și ce pot eu să fac ca profesionist este să-l ajut să își găsească echilibrul, acel echilibru în care Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu pot să lucreze și să îl nască din nou în Duhul lui și să-l înnoiască mai apoi în sufletul lui. Asta nu cred că ceea ce fac ca profesionist intră în coliziune sau în contrast cu credința mea. În același timp, nu pot eu să fac lucrarea lui Dumnezeu în sufletul omului și cele două lucrări sunt diferite. Una este viața psihică, viața intra-psihică, sufletească, aș putea să spun, dar nu în sensul de suflet, așa cum este înțeles neapărat în Scriptură, pentru că în Scriptură sufletul este o imanență a Duhului și cele două, de fapt, din orice punct de vedere, cele două nu pot să fie separate. Și așa cum un medic se adresează trupului, bolilor trupului și nevoilor trupului, așa eu ca psiholog mă adresez nevoilor minții și bolilor minții, suferințelor emoționale, suferințelor relaționale și încerc să ajut persoana respectivă să ajungă într-un echilibru care să-i permită să își continue viața într-o manieră plăcută și sănătoasă pentru ea. Așa este, și cum ai punctat tu, nu este o meserie, nu era o meserie prea populară printre în România și apoi mai ales între creștini și era și încă este privită. Exact. Care nu știu cum să zic. Reticență, cel puțin spus. Da, adică sunt anumite persoane cu influență, inclusiv pastori și persoane care au o educație teologică elevată și pe care eu personal le respect și de la care am ce să învăț, care în privința acestei profesii au niște puncte de vedere cu care nu pot să fiu de acord, dar sunt conștientă că punctele lor de vedere vin mai degrabă din necunoaștere sau mai exact dintr-o înțelegere greșită a profesiei. Ei văd cumva o suprapunere a rolului psihologului, a psihologiei cu Evanghelia sau un conflict între psihologie și Evanghelie, ca și cum psihologia ar veni să suplinească Evanghelia sau să înlocuiască Evanghelia, lucru care nu este adevărat. Da, mulțumim că ai punctat lucrul ăsta și mai voiam să te întreb tot legat de asta. Care crezi că este rolul psihologului, al psihoterapeutului, poate al consilierului în viața unui credincios și care sunt situațiile în care putem apela la el? Pentru că poate sunt mulți dintre noi care sunt doar reticenți, simt că ar avea nevoie să apeleze la cineva, dar din cauza acestei stigme legate de faptul că mergi la psiholog, la psihoterapeut, la psihiatru, mai ales în rândul creștinilor, stau în tăcere și nu beneficiază de ajutorul pe care un psiholog îl poate da și de beneficiile care vin în urma unui ajutor profesionist. Da. Cred că, în primul rând, în creștinătate, în creștinismul românesc, în mod special, este nevoie de educație, de psihoeducație, de a înțelege ce este un psiholog, de a combate unele prejudecăți, așa cum spuneam mai înainte, cum că psihologul suplinește Evanghelia sau vine cu un surogat al Evangheliei, lucru care nu este adevărat, și de a avea încredere că poate să existe o suferință, un leac, să spun, un tratament, ceva care să te poată ajuta într-o suferință emoțională sau relațională. Și asta nu contravine Bibliei, pentru că cei mai mulți dintre credincioși cred că dacă trec, spre exemplu, printr-o depresie, în primul rând, mulți nu fac distinția între depresie și tristețe, sau consideră că orice fel de suferință, și în mod special suferința psihică, este o suferință după voia lui Dumnezeu și că tot ce au de făcut este să tacă și să îndure și să meargă mai departe, iar dacă cumva nu reușesc să facă asta cu bucurie, din cauza lor și ajung să se învinovățească, din păcate, mulți lideri de biserică au aceeași abordare, încearcă să își rezolve problemele de sănătate mentală și emoțională prin post, prin rugăciune, dar prin puterile proprii. Și dacă cumva nici asta nu ajută, ajung să fie și mai copleșiți de stările lor. Deci, în primul rând, cred că este nevoie de educație, de a ști
care este distinția dintre problemele emoționale și de sănătate mentală și păcat. Dacă nu, am asistat la tot felul de discuții în care am auzit inclusiv spunându-se că dacă o femeie suferă de depresie, asta e întotdeauna din cauza faptului că n-a fost supusă soțului ei. Deci niște lucruri care, niște forțări și niște înțelegeri atât de greșite ale cuvântului lui Dumnezeu și care pot să facă atâta rău oamenilor, că mă îngrozesc, efectiv. În ce situații putem să apelăm la un terapeut? În orice fel de situație de viață care ne depășește. Și o să menționez două arii mari. Odată, ele sunt legate una de cealaltă. Odată sunt problemele emoționale. Sunt foarte mulți creștini care suferă de atacuri de panică, tulburări de anxietate, depresii, mai ales printre femei, depresii postnatale. Și inclusiv tulburări mai serioase, cum ar fi, nu știu, schizofrenie paranoidă, alte forme de psihoză, tulburări bipolare, am cunoscut destul de multe cazuri. Și nu numai, dar asta zic că ar fi cele mai frecvente. Deci, genul ăsta de palete de tulburări emoționale și comportamentale, cred că eu personal nu am venit în contact, dar mă aștept să fie inclusiv tulburări de comportament, cum ar fi, eu știu, kleptomanie sau alte lucruri care sunt subsumate păcatului și nu sunt înțelese în esența lor că este o tulburare, că se poate trata, că se poate face ceva cu asta. Cealaltă categorie de probleme pentru care putem apela la ajutorul unui psiholog este partea aceasta relațională. Și aici lucrurile care m-am lovit eu cel mai des în ultima perioadă, inclusiv printre creștini, și asta este frapant pentru mine, este problema abuzului în familie. În special în ceea ce le privește pe femei. Sunt așa de multe femei care suferă abuzuri greu de imaginat și care nu spun nimic. Pentru că dacă spun, ceea ce primesc este, da, te înțelegem, îți este foarte greu, dar tu, ca femeie credincioasă, trebuie să stai și să înduri, că numai așa poți să-l câștigi pe soțul tău, stai de dragul copiilor și tot așa. Și să ajungi în niște situații foarte dificile și foarte, foarte, foarte sensibile. Aici, pe partea asta a relațiilor, le-aș încuraja pe fetele care încă nu sunt căsătorite, dar sunt într-o relație, vor să se căsătorească, sunt logodite, să nu treacă cu vederea lucruri care le atrag atenția, incidente neobișnuite, lucruri despre care nu sunt sigure, ce poate să însemne. Eu știu, alte lucruri de genul ăsta. M-aș bucura foarte mult ca și în cultura noastră să existe obiceiul acesta de consiliere premaritală și să fie făcută cu responsabilitate. Cred că ar fi evitate o mulțime de probleme. Iar pe femeile care suferă în relațiile lor sau care au dificultăți de relaționare fie cu soțul, fie cu copiii, fie și una și alta, că de obicei așa apar lucrurile, să ceară ajutor. Există ajutor. Există posibilitatea de a fi ajutați. Se poate face inclusiv consiliere de cuplu, deși nu este indicat întotdeauna. Cineva care are o instruire în domeniul ăsta poate să recunoască ceea ce noi numim o problemă clinică și să o separe de dificultăți de viață obișnuite pe care le avem cu toții. Iar problemele clinice trebuie abordate într-un mod profesional ca să vezi o ameliorare și să ajungi în acel echilibru în care poți să-ți iei singur propriile decizii în ceea ce privește ce vrei să faci sau direcția în care vrei să mergi mai departe în viață. Cam asta ar fi pe scurt. Mulțumim, Cristina, pentru aceste sfaturi binevenite și pentru aceste situații care, într-adevăr, sunt des întâlnite și am apreciat foarte mult și m-a atras atenția și fetelor, da, că sunt, într-adevăr, semnale de alarmă pe care Dumnezeu ni le dă și dacă avem ochii deschiși și ne rugăm ca El să ne deschidă inima și mintea către calea pe care trebuie să o urmăm, s-ar putea să fie una dureroasă, dar spre mai bine al nostru. Exact. Și ne rugăm ca femeile să fie întărite și să aibă curaj să meargă și să aibă persoane la care să apeleze. Cred că mai vreau să te întreb, ai alege întotdeauna un psiholog creștin? Eu cel puțin aș alege întotdeauna un psiholog creștin, cred că. Nu știu, adică mă tem să-ți dau un răspuns în alb sau negru la întrebarea asta. De ce spun asta? Pentru că în ceea ce privește psihologii creștini, sunt două categorii de profesioniști. O categorie care au un training formal,
gen, au trecut printr-o facultate exact așa cum un medic trece prin facultate de medicină, face un stagiu, lucrează cu pacienți, etc. Exact așa persoanele astea au trecut prin facultate de psihologie, au făcut un master de specializare, în general, minimul de pregătire pentru un profesionist ar trebui să fie în jur de 5-6 ani, incluzând partea de supervizare, care poate să se întindă mai mult decât masterul. Dar ai nevoie de instruirea asta formală ca să poți să faci niște distincții pe care nu le poți face din postura unui profesionist care ai urmat, să zicem, un an sau doi de colegiu sau de pregătire în consiliere creștină. Eu îi apreciez foarte mult și pe genul acesta de profesioniști, doar ei trebuie să fie conștienți de faptul că s-ar putea ca să confunde sau să nu poate să evalueze adecvat gravitatea unei situații. Și din punctul ăsta de vedere, mai degrabă eu aș spune că dacă ai o problemă clinică, un diagnostic clinic, mergi la un profesionist specializat pe problema aia, exact cum mergi la un cardiolog când ai o problemă cu inima, exact cum mergi la dermatolog când ai o problemă cu o eczemă pe piele. Și nu neapărat că auți, bineînțeles, este de preferat să fie unul creștin, dar uite-te la capacitatea lui profesională de a te ajuta când este vorba de... Și nu-i permite unui psiholog să trateze probleme care trec dincolo de convingerile tale. Un psiholog, un profesionist, nu ar trebui, indiferent că este creștin sau nu, nu ar trebui să se lege de convingerile tale de credință fără acceptul tău sau fără ca tu să-i permiți asta sau fără ca tu să-i ceri asta. Treaba lui profesională e alta. Este să te ajute cu o problemă de sănătate mentală care mergi la el. De asta, eu ca și din postura unui profesionist, aș merge mai degrabă către cineva despre care știu cum lucrează și că este bun în treaba pe care o face. Dacă este și creștin, asta este un bonus și m-aș bucura foarte mult. Dar dacă nu este creștin, între a alege un creștin, un consilier creștin care nu are o pregătire foarte complexă sau nu este specializat pe un anumit tip de problemă, ci mai degrabă are o pregătire mai generală, și a alege un profesionist specializat pe un anumit tip de problemă cu care mă confrunt eu, aș merge către cel specializat. Da. Cam asta ar fi... Cam așa. Răspunsul. Da. Mulțumim pentru răspuns. Spuneai că te-ai specializat pe psihologia clinică, dar că ai o pasiune aparte pentru psihologia copilului, mai ales de când ai devenit mamă. Exact. Cum crezi că influențează copilăria pe noi, ne influențează pe noi ca adulți și de ce crezi că e așa de important domeniul ăsta de psihologie al copilului? Sunt așa de pasionată de domeniul ăsta pentru că în copilărie se pun bazele relațiilor noastre ca adulți și ca oameni pe parcursul vieții noastre. Ceea ce învățăm în copilărie nu înseamnă că este imobil, că este de neschimbat, dar este foarte, foarte important. Este reperul la care ne vom întoarce și atunci se toarnă în mintea noastră convingerile noastre despre noi, despre relații, despre Dumnezeu, despre ce să ne așteptăm de la relații, despre ce este sigur în relații. Atunci ne dezvoltăm mecanismele de adaptare la dificultățile cu care ne confruntăm. Și dat fiind că suntem copii și că nu avem multe resurse, dacă suntem expuși unor experiențe dificile de viață, tindem să găsim niște mecanisme de a supraviețui, care de cele mai multe ori nu sunt cele mai adaptative. Ne ajută atunci, în momentul respectiv, dar pe măsură ce noi creștem și înaintăm, suntem tineri, suntem adulți, ele pot să devină de-a dreptul dezadaptative și să ne saboteze relațiile. Asta cred că este așa de importantă partea de psihologia copilului și încercarea de a pune corect bazele unei relații cu copiii. Personal, cred că oamenii cei mai rezilienți, cei mai sănătoși psihic sunt oamenii care au avut o relație foarte apropiată și bună cu părinților și pe care părinților i-au ghidat din aproape în aproape. Nu neapărat cu părinții, cu o persoană de referință din copilăria lor cu care au trăit. Poate să fie bunici, poate să fie... Adică nu neapărat părinții biologici, dar cineva care de când ei au fost mici a crescut o relație de încredere și i-au ghidat pas cu pas, ajutându-i să se simtă în siguranță. Asta este, să spun, cuvântul cheie pe care l-aș sublinia, siguranța în relații. Un copil care se simte în siguranță și se simte iubit, are toate șansele să învețe, să profite la maximum de experiențele de învățare din mediul lui și să ajungă un adult sănătos.
de asta pasiunea mea este pentru, pentru copii. Cred că investind în copii, practic investim într-o generație viitoare. Investim într-o viață de om. Eu lucrez și cu adulții destul de mult. De fapt, după ce mi-am terminat pregătirea, am lucrat în mod special cu adulții, urmând ca, după ce am devenit mamă, în mod special să lucrez mai ales cu copii, văd o diferență. Este un sentiment de împlinire, indiferent de omul cu care lucrezi. Dar atunci când vezi o schimbare, simți o schimbare în viața unui copil, e așa ca o primăvară. Știi că schimbarea aia, sămânța aia semănată, schimbarea aia pe care ai reușit să o aduci în viața lui, o să înflorească și o să dea roade mult mai, într-o măsură mult mai mare decât timpul pe care un adult îl are să-și valorifice schimbarea pe care a făcut-o. Plus că schimbările la vârsta adultă sunt mult mai greu de implementat. Sunt cimentate ani de-a rândul, anumite tipare disfuncționale de gândire, de relaționare și așa mai departe. Așa este și vedem asta în primul rând la noi. Da. Tipare de care ne este greu să scăpăm. Până la început de psiholog că se ocupă de mintea omului și de emoțiile omului și am reținut partea asta pentru că cred că auzisem undeva sau citisem legat de copii, că nu ne este încredințat sufletul lor, ăsta este în mâna lui Dumnezeu și în mâna Duhului lui Dumnezeu să facă, să producă o schimbare, dar nouă ne este încredințată în mintea. Exact. Emoțiile. Crezi că paralela e corect făcută? Da. Îmi vine în minte un verset care spune în felul următor, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Asta subliniază faptul că lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face la nivel conștient, și aici vorbesc fix de aspectele pe care noi le putem conștientiza, se face prin intermediul minții noastre. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează prin mintea noastră. Lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face profund în Duhul nostru, nu putem înțelege. Exact cum spune Domnul Iisus, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi dincotro vine, nici încotro merge. Însă, cuvântul pe care Dumnezeu ne-l-a lăsat scris lucrează la nivelul minții noastre. Iar noi, ca și părinți, aportul, partea pe care o putem face pentru copiii noștri, este să dăm o formă minților și să plantăm în mintea lor cuvântul lui Dumnezeu, care la timpul lui își va aduce roada. Ce frumos să putem fi parte la lucrul ăsta ca părinți fiind. Exact. Din păcate, toți avem o moștenire, unii una mai dureroasă, alții mai frumoasă, au un cerc de siguranță mai strâns, care îi ajută și în relația cu copiii, acum părinți fiind, dar sunt și greșeli pe care le facem. Și care sunt, crezi tu, cele mai des întâlnite greșeli în relația mamă-copil? Și cum le putea evita? Poate sunt persoane dintre noi care deja fac greșeli de asta, eu știu că fac multe greșeli. Dar și eu fac. Cu asta și uneori văd chestii repetitive pe care mi-am spus că nu le mai fac și recurg la aceleași lucruri. Și cum ai spus tu, cred că sunt și niște obiceiuri, poate reacții adunate din copilărie și pe parcursul vieții la care mi este greu să renunț acum. Apropo de asta, cred că, înainte să răspund la întrebare, cred că cea mai mare binecuvântare care vine din a fi părinte este șansa noastră de a crește și a ne vindeca propriile răni, de a conștientiza, în primul rând, lucruri de care nu eram conștienți și de a ni se dea oportunitatea să le corectăm acum, la vârsta adultă, în relație cu copiii noștri. Legate greșeli pe care le facem în relația cu ei, cu toții greșim și este de așteptat să greșim, deși nu este de dorit și nu ne propunem să greșim. Ce putem corecta în primul și în primul rând sunt concepțiile greșite pe care le avem legate de relația noastră cu copiii noștri. Și aș sublinia aici un lucru pe care îl aud foarte frecvent și pe care îl văd fie explicit, fie implicit în ceea ce privește pe părinții creștini. Cu toții ne dorim ca părinți creștini ce este mai bun pentru copiii noștri. Am vrea să îi ajutăm să-L cunoască pe Dumnezeu, să devină copiii lui, să fie niște slujitori în via lui Dumnezeu, valoroși. Și în încercarea noastră și în dorința noastră intensă și sinceră, încercăm să aplicăm în viața lor cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori ajungem să ne punem în postura lui Dumnezeu în viața lor. Asta cred că, din punctul meu de vedere, este greșeala majoră pe care o fac cei mai mulți părinți creștini. Îi spun, Dumnezeu își cere asta, eu sunt părintele tău, deci eu trebuie să te oblig să asculți de Dumnezeu sau ceva de genul. Ca și cum eu aș fi Dumnezeu pentru copilul meu. E drept și
pe undeva este corect și de înțeles, că relația dintre mine și copilul meu cumva reflectă relația de părinte pe care Dumnezeu o are cu noi prin intermediul Domnului Iisus. Însă eu și copilul meu și copiii noștri suntem la fel de păcătoși în esența noastră de oameni. Scopul meu nu este ca eu să fiu Dumnezeu pentru copilul meu. Dimpotrivă, scopul meu este să mă smeresc, să fiu conștientă de faptul că sunt la fel de păcătoasă ca și copiii mei și să-i ajut pe ei, ca și pe mine, de altfel, să ne uităm spre Domnul Iisus și să îi ajut să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este El, Dumnezeu, și pentru mine și pentru ei. Asta aș spune că este principala greșeală pe care o putem face ca și părinți, și odată ce o conștientizăm și nu mai presupunem că suntem în locul lui Dumnezeu, ci conștientizăm faptul că Dumnezeu este Dumnezeul meu și Dumnezeul, și vreau să fie Dumnezeul copiilor mei în egală măsură, și eu și ei suntem egali în condiția noastră de păcat și la fel de iubiți și la fel de valoroși în Domnul Iisus și la fel de neprihăniți în Domnul Iisus, lucrurile se schimbă între mine și Dumnezeu, între mine și copiii mei. Dincolo de greșeala asta, să spun, conceptuală, câteva lucruri care derivă din ea, aș sublinia pe scurt. Dacă eu mă cred pe mine sau mă pun pe mine pe piedestalul lui Dumnezeu în relație cu copilul meu, voi presupune din start că eu știu mai bine care sunt nevoile copilului meu și voi tinde să nu-l ascult cu adevărat, presupunând că oricum eu știu de dinainte ce mare lucru poate să-mi spună copilul meu, astfel că nu o să-l ascult ca să-l înțeleg, mai ales la vârstă mică. Și așa mă trezesc la adolescență, că vorbim limbi diferite, că adolescentul se simte neînțeles, iar eu mă simt respins și, eu știu, dezamăgit și... eu mai știu cum, că nu ne înțelegem unul pe altul. De fapt, nici nu ne-am ascultat vreodată unul pe altul. Apoi, o altă problemă este că dacă eu mă pun pe mine în locul lui Dumnezeu în relație cu copilul meu, tind să mă port în maniere lipsite de respect, care în feluri în care cu siguranță nu m-aș purta cu un alt adult din viața mea, chiar dacă este cineva din casa mea, apropiat, care mă cunoaște bine. Adică dacă copilul e copil, atunci eu îmi permit, nu știu, să-l bruschez, să-i vorbesc poate nerespectuos, să mă port cu el ca și cu un copil. Lasă că e copil, ce știe el. Lasă că-i trece. Și lucruri de genul ăsta. Lucruri care pot să producă răni profunde la nivelul copilului, fără ca eu să știu vreodată. Și încă o greșeală aș sublinia-o. Atunci când mă pun în postura lui Dumnezeu, tind mai degrabă să mă centrez pe comportament, deși uneori spun că, de fapt, pe mine mă interesează caracterul copilului. Asta este justificarea pe care o toți părinții, și sunt sigură că este o justificare sinceră, adică nu e o prefăcătorie sau ceva. Chiar sunt interesați de destinul veșnic al copilului și de caracterul pe care îl sădesc în copilul lor. Doar că se centrează prea mult pe comportament și, mai specific, se centrează pe ce să nu facă copilul. Să nu fure, să nu mintă, să nu vorbească urât, să nu, și cum mult mai puțin pe ce să facă. Astfel se pierd oportunități valoroase de învățare. Copilul ăla învață ce să nu facă și nu prea învață ce să facă. Cum să se relaționeze cu alți oameni? Cum este relația cu Dumnezeu? Cum să facă lucrurile corect și într-o manieră care să fie benefică pentru el? Cam astea ar fi, să zic, principalele lucruri pe care le-aș sublinia. Sumarizând puțin, nu te pune în locul lui Dumnezeu, nu presupune din start că știi care sunt nevoile copilului, ci ascultă-l ca să-l înțelegi, nu doar ca să treacă timpul, ca să-l lași să se audă el pe el vorbind. Și tratează-ți copilul cu respect, așa cum tratezi și alte ființe umane și alți oameni din jurul tău și din familia ta, și nu te crampona așa de mult în lucrurile pe care vrei să le schimbi la nivel de comportament, ci mai degrabă centrează-te pe a învăța pe copil cum să facă lucrurile. Spune-i ce să facă și cum să le facă, nu atât ce să nu facă. Și atunci o să vezi schimbări în relația dintre tine și copilul tău. Cristina, eu vreau să-ți mulțumesc că acum, în primul rând, din partea mea, pentru că chiar înainte de asta discutam cu soțul meu despre fetița noastră de 4 ani, care parcă în unele zile fix invers face decât cum îi spunem noi, sau se ascunde ca să facă chestii despre care i-am spus că nu se pune, și spuneam cum, când o să ajungă să înțeleagă lucrurile astea, și același lucru mi l-a spus și el, că cândva o să ajungă să înțeleagă, dar acum e copil de 4 ani, încearcă limitele, e la mare. Cred că am realizat la mine că poate am niște atitudini moștenite sau niște reflexe în a mă purta față de ea, față de copii,
Și cum ai zis tu, nu am stat sau am stat prea puțin să mă gândesc la dacă teoria mea e bună, dacă, că până la urmă e foarte importantă teoria și e foarte important conceptual să înțelegem că suntem pe picior de egalitate în fața lui Dumnezeu și de acolo, chiar dacă o să mai greșim și mult o să mai greșim până să reușim să într-o relație frumoasă în care copilul să înțeleagă că ai greșit, ai cerut iertare, asta mă rog ca Dumnezeu să răscumpere greșelile noastre și să înțeleagă ce se întâmplă într-o relație umană, că ne greșim unii față de ceilalți, ne cerem iertare, mergem mai departe și ne acceptăm și ne iubim în continuare fără să avem resentimente, chiar dacă unele dor mai tare, altele mai puțin. Legat de ceea ce spuneai mai devreme, și eu am o fetiță care în curând va avea 4 ani și acum, dar asta a fost un insight pe care l-am avut ceva mai devreme. Lucram cu un copil care avea semne de autism și care, printre altele, nu avea deloc semnele unei dezvoltări normale, cum ar fi opoziționismul, cum ar fi capacitatea de a înțelege că celălalt are o altă perspectivă decât a ta și capacitatea de a te ascunde să faci lucruri, exact ce spuneai despre copila ta. Și în momentul respectiv am fost recunoscătoare lui Dumnezeu și am spus, Doamne, mulțumesc, chiar dacă este provocator și mă aduce la marginea limitelor mele de multe ori, comportamentul ei, știu că este un comportament normal, este un indicator de dezvoltare normală și sunt recunoscătoare pentru asta. Și vreau să fiu o încurajare și pentru tine lucrul ăsta. Este o perioadă din viața lor, este un semn al dezvoltării lor normale, ei ajung să aibă ceea ce numim perspective taking, adică pot să se pună în locul celelalte persoane și așa se dezvoltă empatia și așa se dezvoltă o serie de alte lucruri și la nivel cognitiv și la nivel emoțional, de care ei au nevoie și care sunt absolut normale, un indicator al dezvoltării lor normale. Știu că este frustrant pentru noi și nu vreau să spun cu asta că ok, dacă e normal, lasă lucrurile, lasă-i de capul lor și așteaptă să le treacă. Nu, copiii au nevoie de limite, au nevoie de ghidaj. În același timp, noi avem nevoie de răbdare, de toleranță la frustrare, de înțelepciune în relația cu ei și de a înțelege, de a ne pune în locul lor, în papucii lor de copii, de a ne uita un pic la realitate prin lentilele lor. Așa este, cred că tot la tine am auzit când am fost la conferință și eram însărcinată, Anabela avea undeva în jur de 2 ani și ceva, și tot la tine am auzit că în jurul vârstei de un an jumătate, copilul trebuie să ia o achiziție normală, să spună nu și să se opună și am venit atât de încântată să-i spun soțului meu că e normal tot ce se întâmplă în viața noastră, că e normal copilul să spună nu și că asta e un semn bun. Este o ușurare să știu un pic despre, așa, apropo de întrebarea ta de mai devreme, când să apelez la un psiholog? Atunci când nu știu dacă ceea ce mi se întâmplă, de exemplu, în relație cu copilul meu este normal sau nu. Atunci când simt că sunt depășită de situație și că nu reușesc să mai fiu mama calmă și ghidul pe care Dumnezeu îl vrea pentru copilul meu și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg cum aș putea să fac altfel managementul situației. De multe ori, simpla informare este pur și simplu o ușurare. Nu înseamnă că schimbă totalmente situația, dar una este să știi, ok, pot să resufli ușurată, e normal, o să treacă. Și pot să spun asta din perspectiva de mamă. Cu al doilea copil al nostru, care este mult mai încăpățânat și face niște tantrumuri mai mari decât primul nostru care copil. Care întotdeauna al doilea e așa. Nu știu. Noi, și fecția noastră prima, am avut niște faze destul de dificile cu ea. Dar acum pot să răsuflu și să spun, a, da, știu, am trecut și există speranță. Uite pe soră sa. Și simpla informare și uneori simpla trăire a realității e de ajuns să îți dea un pic de tărie și de resurse în plus să treci mai ușor peste situație, cu toate că situația nu se schimbă, sau poate e mai rea. Și mă gândesc să trecem și la lucruri mai practice. Cred că sunt multe dintre noi care avem problema asta. Poate țipăm prea des la copii, ne trezim că ridicăm. Da. Ce sfat ai da unei mame care își dă seama că țipă prea des la copii, încearcă să rezolvă problema, dar undeva nu reușește resursele? Cum abordăm problema asta? Da, aș spune în primul rând că este și problema mea și că până să am copii nu credeam că sunt în stare să țip atâta la ei sau să ridic tonul, mă rog. Și că de foarte multe ori în vorbele pe care le spun copiilor mei, în timpul în care le spun, îmi dau seama că sunt de la locul lor, dar uneori efectiv nu mă pot opri.
Deci, efectiv, parcă vorbește altcineva prin, prin gura mea. Și cred că una dintre problemele celor mai multe mame în relație cu copiilor este toleranța scăzută la frustrare pe fondul oboselii. Că dacă aș fi dormită și mâncată și liniștită, m-aș comporta cu totul altfel. Dar examenul cel mai greu pe care îl presupune mămicia este fix ăsta. Să-ți controlezi propriul comportament cu resursele pe minim. Poate n-ai mâncat, n-ai dormit, n-ai ieșit din casă de nu știu cât timp sau din pijamale sau... și cu toate astea trebuie să fii acolo pentru copilul tău. Ce sfat mi-aș da și mi-l dau adesea când, în momentul în care am momente de astea de autoreflecție și mă gândesc la lucrurile pe care trebuie să le schimb neapărat în relație cu, cu copiii mei, este în primul rând să înțelegi de ce țipi. Cum poți să înțelegi asta? O modalitate simplă este să îți notezi zilele sau ocaziile în care ai țipat și să cauți pattern-uri, să cauți acolo tipare. Ce este comun în toate acele momente? Se întâmplă seara, după amiaza, când deja ești obosită, se întâmplă dimineața, se întâmplă, eu știu, în situațiile în care copilul este nedormit, nemâncat, nu știu, este lume la voi sau nu este lume la voi, ați ieșit afară sau nu ați ieșit afară. Există anumite tipare pe care dacă le destrușești, ajungi să le înțelegi, ajungi să testezi ipoteze și să spui, aha, și să încerci să previi, practic, asta este strategia. Dacă ai înțeles de ce țipi, poți să încerci să previi și să controlezi factorii care te aduc la limită. Sunt multe lucruri, așa cum spuneai, care ne vin din copilărie și aici e cel mai greu de lucrat cu dezbăratul de obiceiuri pe care le-am moștenit și pe care le redăm și noi în relația cu copiii noștri cumva implicit, automat. Apoi, un alt lucru pe care l-aș spune unei mame care, care țipă la proprii copii este să nu se lase copleșită de vinovăție, ci să folosească constructiv mustrarea de conștiință. E ok că te simți vinovată, că ai conștientizat că e o chestie rea, faptul că țipi la copii. Nu ai conștientizat asta ca să fii, să spui cenușă în cap și să fii, devii și mai vinovată și mai ineficientă în relația cu copilul tău, ci ai conștientizat-o spre schimbare. Este exact vinovăția aceea pe care o simțim înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul nostru și care ne face fie să ne adâncim mai mult în vinovăție, fie să venim înaintea lui Dumnezeu și să căpătăm eliberare. Apoi, un alt lucru pe care le-aș spune și o încurajare pe care aș avea-o pentru astfel de mamă este să-și ceară iertare. Să-și ceară iertare de la copil și să-și ceară iertare de la Dumnezeu, să-l învețe pe copil despre greșeală și iertare și despre a veni înaintea lui Dumnezeu și înaintea celui față de care ai greșit cu iertarea ta și să nu uite că cea mai bună cerere de iertare, cele mai bune scuze este un comportament schimbat. Da? Să discute cu copilul ei despre capacitatea, despre condiția noastră de oameni căzuți, supuși greșelii, despre dorința noastră de a ne schimba, despre ce putem să facem ca să ne facilităm unul altuia schimbarea, ce m-ar ajuta pe mine ca mamă să facă el diferit, ce și-ar dori el ca și copil să fac eu diferit. Și astfel să ne legăm relația în loc să o dărâmăm. Da? Și un ultim lucru pe care probabil l-am atins deja este să-și facă un plan. Cum ar putea să facă lucrurile diferit și să nu deznădăjduiască atunci când greșești? Este normal să greșești, mai ales când încerci să schimbi ceva, să faci lucrurile într-o manieră nouă, diferită de cum ai făcut-o înainte, vei mai greși. Da, nu e atât de grav faptul că greșești, ci mai degrabă uite-te la greșeală ca o modalitate de a consolida relația, de a-l învăța pe și el o să greșească mult, și față de noi, și față de Dumnezeu, și față de alți oameni. Și e important să îl ajutăm pe el să-și facă, să-l învățăm cum să-și facă managementul propriilor greșeli. Și da, o să țipăm în continuare nu pentru că ne dorim, nu pentru că ne propunem, nu pentru că credem că e un lucru bun, ci pentru că uneori ajungem la limita noastră de, eu știu, oboseală, de la limita noastră umană și nu știm ce să facem mai bine. Dar nu înseamnă că dacă am țipat, trebuie să ne complacem în situația asta și să spunem, na, ce să fac, așa sunt eu. Sau să ne punem cenușă în cap și să ne deteriorăm și mai mult relația cu copilul, că uite ce fel de mamă rea sunt eu care țipă la copilul ei. Ok, și da, și mie mi se întâmplă mai des decât mi-aș dori și eu mă lupt cu asta și cred că nu este mamă care să nu aibă problema asta, mai accentuată sau mai puțin accentuată. Cred că aici mai este încă un lucru, o să spun pe scurt asta, referitor la de ce țipi. Noi ca și părinți și noi ca mame, care stăm mult cu copiii noștri, nu prea ne exprimăm furia și considerăm ca un fiind un lucru rușinos faptul că mă înfurii. Tind să reprim
nu, chiar dacă mă supără cineva, înghit și tac. Dar când o face copilul meu și poate că este picătura care umple paharul, pentru că este o ființă mai slabă și, cum să zic, cineva asupra căruia am permis să-mi revărs furia, de cel mai multe ori o fac țipând. Da? Am răbufnirea asta cumva automat, că sunt în postura în care pot să fac asta. Da? Și aici, atenție la cum ni se umple paharul și la felul în care ne exprimăm frustrările, nemulțumirile, ca să nu ajungem să răbufnim, să sară sub apa. Da, Cristina, ai dat un răspuns plin de empatie și sunt convinsă că e foarte valoros asta pentru mămici. Pentru că toate ne confruntăm cu asta și multe dintre noi, cel puțin eu m-am confruntat cu sentimentul ăla de vinovăție care mă bloca pur și simplu. Simțeam că mă ia așa o stare de rău, că nu mai putem să fac nimic, cum am putut eu să mă comport așa cu copilul meu. Păi am învățat că pe parcurs, că nu-i de la Dumnezeu sentimentul ăla de vinovăție. Exact. Și că el niciodată nu te face să simți așa. Aș spune chiar mai mult decât... greșeală. Da. Aș spune chiar mai mult decât atâta. Este de la diavol. El este bârâșul fraților noștri. Da? El... acest sentiment care te ține captivă de vinovăție este, este maniera diavolului de a ne bloca creșterea și de a ne, de a ne face vulnerabil să păcătuim din ce în ce mai mult. Legat de chestia asta, am în minte o imagine pe care am păstrat-o cu drag de la bunicul meu. Era o istorioară pe care el o spunea, bunicul meu nu mai trăiește acum, spunea, a venit odată un diavol la un om și l-a început să-l acuze și să-i spună, uite ce ai făcut, și asta, și asta, și asta, și asta, și fac o listă foarte lungă, și atunci ai greșit, și atunci, și atunci, cum ai putut să faci asta, uite și asta, și asta ai făcut. Și omul a stat și a ascultat și a spus, da, așa este, așa am făcut, și asta, și asta, și diavolul a venit cu și mai multe lucruri. Și el a spus, da, așa este, așa am făcut. Mai e ceva de spus. Diavolul a tot înșirat. După aceea omul l-a întrebat, ai terminat? Mai e ceva de spus. Și diavolul a mai înșirat încă niște lucruri. Și a spus, gata? Gata, ce, nu sunt destule? Uite cât am mai lista. Toate astea sunt păcatele tale. Te-ai făcut vinovat de toate. Ce pretenții sau cum poți să mai vin înaintea lui Dumnezeu? Și atunci omul respectiv i-a spus, da, așa este, ai dreptate. Acum trage linie, să ne facem socotelile. Și scrie, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Și atunci diavolul a plecat de la el și omul a putut să trăiască eliberarea pe care Dumnezeu i-o dădea. Așa și noi. Da, așa este. Am făcut și asta și asta și m-am comportat în feluri în care nu m-aș fi gândit vreodată că o să mă comport cu proprii mei copii. Dar și pentru asta există soluție. Și păcatul ăsta este acoperit de sângele Domnului Iisus și odată curățită pot să merg mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ca și cum am o relație perfectă. Da? Nu înseamnă că nu învăț și nu repar în relația, dar înaintea lui Dumnezeu, păcatul este șters ca și cum n-ar fi existat prin sângele Domnului Iisus. De asta nu trebuie să ne lăsăm copleșite de vinovăția care vine de la diavol. Vinovăția care vine de la Dumnezeu este spre îndreptare, nu spre coborâre. Nu este o povară, ci este îndemnul pe care Duhul Dumnezeu ți-l dă ca să fii liber. Completare foarte valoroasă și mulțumim și pentru perspectiva în care ne uităm la tactici să prevenim partea aia în care ajungem epuizate și se umple paharul și ajungem să țipăm. Și aici cred că fiecare din noi poate să-și ia o temă de introspecție și cum ar ajuta și asta. Și mai am aici o întrebare. Mulți dintre noi, mai ales dintre părinții credincioși, ne întrebăm cum să ne disciplinăm copiii și care sunt limitele acolo. Și cred că ne simțim și noi că suntem într-o continuă creștere și dezvoltare alături de copiii noștri și ne punem întrebări pe parcurs, dacă facem bine, dacă nu, unde să căutăm sfaturi și care, până la urmă, este o disciplinare conformă cu Biblia. Da. Și eu mi-am pus aceeași întrebare, în mod special în momentul în care am știut că așteptăm primul nostru copil. Împreună cu soțul meu ne-am pus problema felului în care o să-i disciplinăm pe copiii noștri, fiindcă fiecare copil are nevoie de disciplină și mai ales ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre disciplinarea copiilor. Am citit cam tot ce am găsit în materie de cărți creștine și după ce am citit ne-am propus să studiem ceea ce spune Cuvântul despre disciplinare. Și am început, bineînțeles, cu textele din Proverbe, care sunt foarte, foarte des invocate și foarte întâlnite. Numai toate cărțile de
parenting creștin, spun așa. Și ne-am dat seama pe parcurs că textele acestea sunt foarte prost înțelese și că cele mai multe dintre ele sunt versete scoase din context care să justifice în principiu bătaia, aplicarea disciplinei fizice, indiferent de cum o faci, ca fiind o cerință a lui Dumnezeu, o cerință pe care trebuie neapărat să o bifăm ca și părinți creștini și că asta este maniera lui Dumnezeu de a disciplina. Apoi am început să studiem subiectul și în Noul Testament, în care nu se discută foarte mult despre partea asta de disciplinare, însă sunt câteva texte, inclusiv textul din Evrei, dacă bine țin minte, parcă Evrei 12, nu mai țin minte acum exact, dacă putem să verificăm, cel care vorbește despre relația dintre Dumnezeu ca tată și poporul lui și spune ceva de genul că și dacă părinții noștri trupești ne-au disciplinat și totuși le-am dat cinstea cuvenită, cum ar trebui să fie relația noastră cu Dumnezeu și despre faptul că Dumnezeu disciplinează pe cine iubește, bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Am scris câteva lucruri despre aspectele astea, despre concluziile la care noi am ajuns. Destul de mult de vorbit despre asta. Concluzia, pe scurt, a fost că felul în care Dumnezeu se raportează la nuia nu este felul în care cei mai mulți dintre noi înțelegem asta. Și că dacă vrem să înțelegem exact ceea ce spune cuvântul, ar trebui să o facem cu cuvântul lui Dumnezeu și nu cu mintea noastră. Spre exemplu, pentru a înțelege textul acela legat de Dumnezeu bate cu nuiaua, disciplinează pe oricine primește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește, ar trebui să ne uităm la felul în care Dumnezeu a făcut asta de-a lungul timpului în poporul lui, pentru că despre asta este vorba. Și avem răspunsul în cuvântul lui Dumnezeu. Și devine foarte clar că nu este vorba despre o nuia fizică, ci este vorba despre felul în care Dumnezeu a îngăduit ca poporul lui să poarte consecința faptelor lui, practic, deși putea să-i scoată în mod miraculos din circumstanțe dureroase în care i-au ajuns din cauza felului lor de viață, Dumnezeu i-a lăsat să se confrunte cu propriile consecințe ale faptelor lor, astfel încât ei să învețe de acolo. Și, scurt spus, asta cred eu că ar trebui să facem și noi cu copiii noștri. Nu suntem puși să-i scutim sau să le rezolvăm noi orice fel de problemă, ci mai degrabă, nici nu suntem în postura în care noi să inițiem consecințe, cum ar fi să-l lovesc pe copilul meu pentru un comportament pe care l-a făcut, ci mai degrabă a-l disciplina înseamnă a-i permite și a fi lângă el să se confrunte cu consecințele propriilor fapte. Dar chiar dacă asta înseamnă durere, chiar dacă asta înseamnă poate dezamăgire pentru el, dar foarte important să nu-l las singur în asta, ci să fiu lângă el și apoi să putem să reflectăm la experiență și să-l ajut să învețe din experiența prin care a trecut. Cam asta ar fi scurt spus din punctul meu de vedere și conform cu înțelegerea la care am ajuns acum, disciplinarea conformă cu Biblia. Și în același timp spun un nu hotărât disciplinei fizice tradiționale, așa cum este înțeleasă și prezentată în cele mai multe cărți de parenting. Asta este înțelegerea la care eu am ajuns. Bineînțeles, din punct de vedere profesional, acum am vorbit din punct de vedere al mamei creștine și al felului în care noi, în familia noastră, am înțeles lucrul ăsta. Din punct de vedere al profesionistului, pot să spun că disciplinarea fizică are mult mai multe efecte negative decât efecte pozitive. Efectele pozitive se pot referi la asistarea comportamentului nedorit pe termen scurt, dar pe termen lung, implicațiile relaționale și nu numai, sunt dezastruoase. Acum vorbesc la nivel statistic, din perspectiva studiilor care s-au făcut. Sunt persoane care spun, ok, pe mine m-au bătut părinții și n-am pățit nimic. Părerea mea este că persoanele astea, odată acceptă altfel bătaia prin ochii adultului care au ajuns acum, fiindcă ei cred, au aceeași filozofie de viață și consideră că le-a făcut bine, asta pe de o parte, iar pe de altă parte nu conștientizează răul pe care l-au dus în relațiile lor, în relațiile lor de-a lungul timpului și inclusiv relațiile lor prezente, ca adulți, cu alți adulți și cu proprii copii. Dar pot să fiu empatică, deși nu pot să fiu de acord cu ei că nu au existat consecințe negative. Și lucru pe care l-aș sublinia foarte mult în ceea ce privește disciplina înțeleasă de părinții creștini și încurajarea pe care vreau să o aduc este: încercați să nu înghițiți tot ce auziți, ci să studiați
din cuvântul lui Dumnezeu problema aceasta a disciplinei. Și sunt sigură că încercând să înțelegeți Scriptura cu Scriptura și nu cu prejudecățile și cu presupunerile noastre. Ok, dacă scrie nuia, înseamnă musai că este nuia aia pe care eu o rup din copac și cu care îmi lovesc copilul, da? Sau lucruri de genul ăsta. Vom ajunge să avem o înțelegere și o practică mai conformă cu Scriptura. Lucru care pe mine mi-a prins beculețul inițial a fost următorul. Tot citeam și citeam în cărțile de parenting creștine despre importanța disciplinei fizice, că asta ne cere Dumnezeu, etc. Și mi-a pus problema, măi, ce copil, ce părinte creștin în toată Biblia și-a disciplinat copilul fizic? Și n-am găsit nici măcar un exemplu. Și asta mi s-a părut foarte ciudat. Măi, sunt atâția oameni a lui Dumnezeu care au avut copii, se vorbește despre copiilor, despre familiile lor, nici unul măcar nu și-a disciplinat copilul fizic, e foarte ciudat. Și pornind de aici, de la întrebarea asta, s-a născut în mintea mea ideea, nu se poate ca oamenii lui Dumnezeu să nu fie aplicat un principiu care pare așa de central în cuvântul lui Dumnezeu. Oare la ce se referă? Și așa am început împreună cu soțul meu să studiem subiectul. Și apropo de asta, ce cărți ai recomanda unei viitoare mămici, în afară de Biblie, care sunt cărți ajutătoare? Pentru că spuneai că multe cărți de parenting creștin este... Da, din păcate, din câte știu eu, din câte am citit eu, nu am citit în limba română nicio carte de parenting creștin, adică cred că una, dar nu sunt sigură, nu mai sunt 100% sigură, este o carte care se numește Părinți plini de har, nu mai știu acum autorul, care cred că nu susține partea asta cu disciplină fizică. În rest, cam tot ce am citit în limba română susțin și chiar este o parte centrală. Da. Și ai inclusiv rețete de cum să-ți disciplinezi fizic copilul. Lucru care mi se pare foarte trist. Nu înseamnă că valoarea cărților respective este anulată, în sensul că nu înseamnă că nu sunt lucruri bune și de aplicat și folositoare din cărțile respective. Doar că mi se pare foarte trist să prezinți într-o manieră neargumentată biblică, aș spune, într-un fel care eludează orice principii de interpretare sau de exegeză a cuvântului, pur și simplu scoțând din context anumite versete și să susțin niște prejudecăți doar pentru că ele există de când ne știm noi în folclorul creștin, cum îmi place mie să-l numesc. În limba engleză sunt câteva cărți, eu nu le-am citit în format fizic, de fapt nu știu dacă am citit, dacă am terminat de citit. Este un autor care se numește Knost, este o doamnă, mm-hmm. Și are o carte ce se numește Gentle Parenting, Jesus the Gentle Parent sau ceva de genul, care are o abordare ce pune accent pe partea asta de blândețe și de corectare cu blândețe a comportamentului copilului. Și mai este ceva care tot așa în limba engleză, îmi pare rău că nu mai găsesc acum, îmi notasem, dar văd că nu mai găsesc, denumirea ei, care la fel are o abordare mai echilibrată. În schimb, în limba română sunt o serie de cărți pe care eu le consider bune și din care eu personal am învățat lucruri și pe care le recomand și altor părinți. Nu sunt scrise neapărat de autori creștini, dar în ceea ce privește partea asta disciplinei, mi se pare că se împlinește cuvântul Domnului Iisus, care spune că fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. În anumite aspecte, mi se pare rușinos ca cineva, ca un necreștin, ca cineva din lume, să vină și să mă învețe cum să mă comport cu blândețe și cu înțelepciune cu copilul meu. Când lucrul ăsta mă învață Scriptura, în primul rând, da? Și ar trebui să știu din Scriptură. Din categoria asta cărților care nu sunt neapărat creștine, dar pe care eu le consider cărți bune, sunt câteva traduse și în română, este cartea lui Hoffman, Cum să crești un copil sigur pe sine. Mm-hmm. Sunt cărțile Laurei, cum o cheamă, Markham sau ceva. Da, o caut imediat. Da, Markham. Părinții niște copii fericiți, mai este una cu referitoare la frați, la fel. Și mai sunt cărțile pe care eu le apreciez foarte mult, ale Adelei Farber, cred. Imediat verific. Joanna Faber, de fapt, este, sau Faber, cred că este nemțoaică. Cum să le vorbim copiilor astfel încât să ne asculte. Mai este și tot de aceleași autoare, Rivalitatea între frați, la fel, cărți care sunt prețioase în ceea ce privește sugestiile practice. Mai este de asemenea o carte pentru prima parte a copilăriei, pentru partea de copil mic,
ceea ce în engleză se numește toddler, și până la grădiniță, a lui Janet Lansbury, Nu există copii răi. Și ea a fost adusă în românește și e foarte ok. Cam astea, cred că mai eram ceva aminte, dar mi-a scapat acum. Trebuie să-ți spun și eu o altă întrebare. Ce faci dacă s-a întâmplat să ne disciplinăm fizic copiii? Poate că noi am fost învățați, că așa e, și așa cum sunt niște reflexe noi pe care le avem să țipăm, să e un reflex să dai o palmă la punct. Și cum facem? Trebuie să mărturisesc cu rușine și mie mi s-a întâmplat asta. Deși niciodată n-am făcut asta din convingere. Așa cum spuneam, înainte să se nască copiii noștri, am căutat să înțelegem subiectul ăsta și am ajuns la înțelegerea pe care o aveam. Dar exact cum spuneai tu, din cauza faptului că am fost expusă din totdeauna la modelul ăsta de a fi părinte, din cauza faptului că eu însă, copil fiind, am trecut prin același tratament și mai ales din cauza faptului că părinții mei nu m-au bătut neapărat sistematic, în sensul de bătaia de aia intenționată și așa, ci mai degrabă, exact cum spui, când s-au supărat la nervi sau ceva de genul ăsta, deși nu doar așa, dar s-a întâmplat de multe ori să fie așa. Și eu sunt tentată și mi-este foarte greu să, mai ales când ajung la limită și orice i-ar spune, copilul face fix pe dos, să îl scutur sau să-l bruschez sau să-i trag o palmă la fund. Și îmi este foarte rușine de asta, poate că este subiectul în legătură cu care mă simt cel mai vinovată și lucru cu care, de care am fost copleșită mult timp, pentru că îmi spuneam, ok, pot să înțeleg asta, că fac asta părinții care cred că fac un bine, dar eu știu că nu-i fac un bine, știu că îi fac un rău și totuși nu mă pot controla. Ce fac când se întâmplă lucrul ăsta? În primul rând îmi cer iertare înaintea lui Dumnezeu, plec de acolo, mă liniștesc. Aproape de fiecare dată am stat înaintea lui Dumnezeu și am plâns și mi-am cerut iertare lui și apoi merg și vorbesc cu copilul și explic că ceea ce am făcut a fost greșit, că n-ar fi trebuit să-l lovesc indiferent de ceea ce a făcut, că și el a greșit în ceea ce a făcut, dar și eu am greșit și că amândoi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Îmi cer iertare de la copil, îi spun că aș vrea să îl corectez cu blândețe și să-l învăț cum să facă lucrurile diferit. Mergem împreună și ne rugăm împreună, îl învăț să-și ceară și el iertare pentru ceea ce a făcut și încercăm să, de multe ori, fetița mea cea mai mare o să împlinească 4 ani și sunt surprinsă, de multe ori am întrebat-o pe ea, mami, nu știu ce să mai fac în situația asta, efectiv, nu știu cum să te ajut, spune-mi tu ce ar trebui să fac eu când tu faci lucrul ăsta. Și am fost surprinsă de ce răspunsuri. Așa, la început făceam asta, am făcut asta mai mult, să spun, nu mă așteptam să-mi dea vreun răspuns care chiar să mă ajute. Dar răspunsurile pe care mi le-a dat m-au făcut să îmi dau seama că pot să mizez pe ea ca și partener în educație cu adevărat. Că știe ce se întâmplă, că știe ce ar ajuta-o, că îmi dă sugestii la care nu m-am gândit înainte și pe care chiar le pot folosi și care ne ajută pe amândouă. Și cred că asta ar trebui să facem. Când se întâmplă să ne lovim copilul în ciuda convingerii noastre că este un lucru rău pe care îl fac și că nu este ceva care să-l ajute pe termen lung și că există modalități alternative, este să reparăm ceea ce am făcut. Exact ca cu orice greșeală pe care o facem cu copilul. De fiecare dată asta fac. Mă duc și spun copilului, mami n-a făcut bine. Nu așa trebuia să reacționez. Uite, și spun ce puteam să fac diferit. Sau atunci când habar n-am ce puteam să fac diferit, îi spun, nu știu ce ar fi trebuit să fac, dar știu sigur că n-ar fi trebuit să te lovesc. Hai să vedem ce ai fi vrut tu să fac eu în situația asta. Cum aș fi putut să te opresc sau să te protejez sau să te ajut ca data viitoare să nu mai fii în situația asta fără să te lovesc. Și sunt surprinsă de ideile pe care mi le dă copila mea. De exemplu, mi-a spus odată, mi-a spus că s-o țin în brațe și s-o ajut să se calmeze. Așa, pur și simplu, că după aia poate să înțeleagă. Că am spus, mami, dacă nu înțelegi, altfel ți-ai explicat, mami, ți-am spus, am încercat să previn, n-ai putut să înțelegi, ce pot să fac? Și ea mi-a spus că întâi să se calmeze și după aia o să înțeleagă. Foarte înțelept și fix așa și este. Fetița mea mi-a spus, mami, trebuie să-mi explici foarte, foarte, foarte clar. Exact. A fost, cum ai spus și tu, am fost surprinsă, dar apoi mi-am dat seama că e și șmecheră și că folosește asta apoi ca pe scuză, că nu mi-a explicat foarte, foarte clar. Da. Deci nu este adevărat, pentru că cunosc foarte bine capacitatea ei de înțelegere și... Ce ajută în situația asta este să întorci mingea și să-i spui, ok,
poate că nu ți-am explicat foarte clar. Uite, spune-mi tu cum ar fi foarte clar. Că de obicei îți spune exact cum i-ai spus tu sau lucrurile pe care deja le-ai spus. Și atunci poți să-i spui, uite, fix așa ți-am spus. Deci eu cred că a fost suficient de clar. Trebuie să fie altceva. Ok? Dar ajută mai degrabă să discuți, să discutăm cu copiii noștri bazat pe fapte. Pentru că altfel pare că noi suntem contra lor și ea spune, dar nu mi-ai explicat suficient de clar. Și eu spun, ba da, îți spun eu sigur că ți-am explicat suficient de clar. Și din nou sunt... mă erijez în poziția de a ști mai bine ce se întâmplă cu copilul meu. Da? Cu siguranță în situația asta probabil că mi-a explicat suficient de clar și poate că este o șmecherie, dar ea folosește șmecheria aia pentru un motiv și ar trebui să aflu care este motivul și să se convingă ea singură că este o șmecherie și că eu am văzut că este o șmecherie, nu s-o acuz, știi? Da. Oricum, mi-a plăcut imaginea foarte mult în care împreună cu copiii căutăm har în fața lui Dumnezeu. Exact. Amândoi pentru creșterile noastre și cred că asta este o imagine pe care trebuie să o putem cu noi în viața de familie în general, cu partenerul, cu familia apropiată, familia lărgită. Exact. Cred că până la urmă este o ocazie foarte bună să ne smerim la modul autentic în fața lui Dumnezeu și în fața copiilor noștri și să recunoaștem față de ei că greșim și că așa cum ei se luptă. Eu am văzut foarte clar asta în viața mea. Așa cum fetița mea, copiii mei se luptă cu anumite lucruri, se luptă să învețe să asculte, la fel și eu mă lupt cu pornirile firii mele pământești și mă lupt să învăț să ascult de Dumnezeu, la fel cum ei greșesc față de mine și eu greșesc față de Dumnezeu și putem să ne întâlnim împreună la picioarele crucii Domnului Iisus și să căpătăm amândoi eliberare și eu și ei, toți de fapt. Cristina, mulțumesc pentru conversația asta și pentru toate informațiile valoroase pe care mi-ai dat și chiar sfaturi bune. Dacă la început spuneai că ești tu la început de drum, lucrurile din experiență și din pregătirea ta profesională, pe care sunt convinsă că lucruri care ne vor ajuta. Mai voiam să te întreb un gând pe final. Care este locul în care tu te întorci să-ți încarci bateriile? Cred că fiecare din noi are momente în care ne simțim epuizate și, cum ai spus tu, trebuie să ne descurcăm cu minim de resurse. Da. Dar cred că face parte și din grija față de noi, să știm atunci când nu se mai poate, când avem nevoie de o pauză, de ceva, să ne dea un restart. Dar cred că sunt mai multe lucruri. Unul dintre principalul lucru, aș putea să spun, este cuvântul lui Dumnezeu și este rugăciunea. Cred că nu spun un lucru nou când spun că majoritatea mamelor care au copii mici, mai ales dacă au mai mulți copii, eu am 3 copii și toți sunt sub 4 ani, sunt copleșite de cerințele vieții de mamă. Trebuie să le faci de mâncare, trebuie să ai timp cu ei, să-i supraveghezi mai tot timpul, pentru că nu sunt independenți și tot timpul se pot răni, se pot împinge, pot fi în pericol, să faci curățenie, să speri, să organizezi haine, să o mulțime de lucruri pe care nu le-am făcut niciuna dintre noi mai înainte. Ce îmi lipsește mie cel mai mult este lipsa timpului de părtășie pe care l-alocam înainte de a avea copiii, cuvântului și părtășiei împreună cu soțul meu. Nu mai reușim, efectiv. Dacă eu am nevoie de o pauză și vreau să stau să-mi iau jumătate de oră, să citesc ceva din cuvânt, să mă rog, atunci trebuie să stau cu copiii, pentru că altfel nu reușesc. Da? Și să stăm amândoi, se întâmplă foarte rar, dacă cumva se sincronizează toți copiii să doarmă deodată, sau dacă măcar cei doi mai mari dorm și mai este doar bebelușul pe care le ținem cu noi, să putem să stăm împreună. Asta îmi lipsește cel mai mult și asta este locul din care îmi iau resursele. Obișnuiesc să spun că acum, cumva, trăiesc din ce am strâns până acum și sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru timpul pe care am putut să-l investesc în cuvânt. Fiindcă nu odată mi s-a întâmplat să vină în minte un verset, un gând, un lucru pur și simplu aparent din senin, care să mă scoate sau să mă ajute foarte mult, să mă ridice într-o anumită situație. Dar da, ca să-mi încarc bateriile, mă întorc în primul rând la cuvânt și la rugăciune. Și în afară de asta, un lucru care mă ajută pe mine personal foarte mult este odihna, timpul de odihnă. Când simt că nu mai pot, de cele mai multe ori se întâmplă pe fond de oboseală, pentru că am nopți fragmentate sau nedormite sau, eu mai știu, ziua nici poveste să poți să te odihnești și atunci cer ajutor și cred că asta ar trebui să învățăm cu toatele. Eu de obicei cer ajutor soțului meu, îi spun, nu mai pot, mi-am atins limitele, am nevoie să dorm 2 ore legate ca să-mi revin. Și facem cumva astfel încât el să poate să ia pe copii, fie în weekend, fie seara, fie
de obicei în weekend, el lucrează și de acasă și poate să-și planifice cumva programul și când îi spun că, uite, fă cumva mâine și lasă-mă să dorm 2 ore la prânz pentru că nu pot altfel, nu mai funcționez, mă ajută să fac asta și mă ajută enorm să pot să dorm, să am timp de odihnă, pentru mine echivalează cu limpezirea minții. Cam asta, da, și câteodată câte un duș prelungit, să pot să stau, să închid ușa de la baie și să știu că nu mai vine niciun copil și că ei sunt supravegheați și în siguranță. Da, cred că fiecare dintre noi ne știm, pentru unii dintre noi somn, pentru alții o oră de plimbare pe afară. Exact. Da, și vai, da, asta, ai spus un lucru foarte important, lumina naturală și ieșitul afară. Asta mă ajută să fiu alt om. Da, zilele în care stau închis în casă sunt mai multe zile la rând, sunt zile care mă aduc foarte aproape de limitele mele. Așa că, da, să ies afară la o plimbare sau să fim cu toți în aer liber, nu contează că suntem cu toți copiii și tot trag de mine și mami în sus, mami în jos. Da, să fim într-un alt mediu și să fim în aer liber e foarte bine. Mulțumim, Cristina, pentru tot și pentru disponibilitate. Sper că copiii sunt bine și că... Cu drag. Da, cred că trebuie să mă duc să îi dau săpate la bebe. Că ăla aud că se agită. M-am bucurat și eu să avem discuția din seara asta și chiar a fost plăcut și pentru mine. Și sper să fie de folos. Mie cel puțin mi-a fost de folos. Să-mi pun în ordine pentru tine. Pe parcurs celorlalți. Mulțumim. Să aveți o săptămână frumoasă. Asemenea. Bine. Mulțumesc celor care au fost alături de noi. Vă aștept și data viitoare cu alte povești de viață aici la Every Woman's Story.